Bună seara tuturor! Pare că am reușit să intru live. Vreau să discutăm astăzi despre trei subiecte. În primul rând, câteva gânduri la cald după finalul unei săptămâni care a marcat finalizarea dezbaterilor pe bugetul local, pe propunerea de buget local, dezbaterile publice. Bugetul va fi supus plenului, supus votului Consiliului Local pe 22 aprilie, săptămâna viitoare, joi. În primul rând, foarte multe reacții, multe comentarii, mare parte dintre ele pozitive, câteva sugestii. Un punct comun al sugestiilor primite se referă la, sau cumva reiese din acestea nerăbdarea de a vedea mai multe proiecte importante pentru Brașov, a le vedea îndeplinite. Și cred că e foarte important să zăbovesc un pic pe tema aceasta, pentru că ne dorim cu toții să avem și parcuri, și mai multe creșe, și grădinițe, și infrastructură socială. Problema este că de câte ori vorbim de obiective de investiții, acestea trebuie să urmeze un anumit parcurs, adică să aibă o fundamentare, fie că vorbim de prinderea acestora într-o formă sau alta în programe și strategii existente, fie că vorbim de studii de oportunitate, după care să aibă studii de fezabilitate și după aceea parte de proiectare și execuție. Foarte multe dintre proiectele mari despre care am vorbit și pe care și voi ni le cereți, sunt proiecte care nu au la ora actuală studiu de fezabilitate. Asta înseamnă că suntem datori să parcurgem pașii în ordinea logică și ordinea impusă și de lege, începând fie cu studii de fezabilitate, fie un pas înainte, un pas în urmă, de fapt, cu studiile de oportunitate. Dacă vorbim despre parcuri în Brașov, foarte mulți brașoveni ne-au cerut și ne cer aceste lucruri. Amenajarea de noi parcuri în cartiere. Aceste parcuri ar trebui să fie prioritizate în funcție de nevoi. Nu e neapărat, asta nu înseamnă că nu știm unde am vrea să facem parcuri. Evident că am dori să facem cât mai multe în întregul oraș, însă problema este cine și ce specialiști fundamentează corect oportunitatea amenajărilor. Vă voi da un exemplu. Am prezentat harta aceasta încă din campania electorală. Este o hartă pe care am făcut-o destul de repede și care marchează geografic locația actualelor parcuri. Cele enumerate existente în statistici și în registre. Vedem automat că în jurul acestor parcuri o rază de 10 minute de mers pe jos, aceste cercuri verzi, și vedem câte zone din Brașov sunt neacoperite de aceste cercuri verzi. Este o imagine infidelă a accesibilizării parcurilor, de fapt, pentru că unele dintre ele sunt spații verzi mici. Dacă ne referim la zona asta, întregul cartier are nevoie de parcuri ample. Prin urmare, nu e că nu știm unde ar fi oportune aceste investiții, doar că fundamentarea corectă și care să poată fi folosită ulterior și pentru eventuale exproprieri și pentru tot ceea ce ar însemna o luptă în instanță cu proprietari sau cu dezvoltatori imobiliari, ar trebui să pornească de la o fundamentare independentă, de la un studiu făcut de către profesioniști. Avem acest studiu cu privire la oportunitatea amenajării de parcuri pe lista de capitole bugetare și de elemente bugetare de anul acesta. Prin urmare, vom putea discuta în ce secvență vom aborda amenajarea de noi parcuri. Abia după ce acest studiu va fi gata, respectiv în aproximativ 2 luni de zile. Ce ar mai fi de spus este că, în paralel, pentru terenuri care țin de domeniul public, și un astfel de teren este dealul din jurul Cetățuiei, putem, dat fiindcă vorbim de un teren fără probleme de proprietate, putem să demarăm procedurile de a face pe fază de proiectare și, de fapt, fază de studiu de fezabilitate direct, fără a mai face acest studiu de oportunitate.
Bun, asta, acesta este un exemplu pentru răspunsurile pe care le veți primi cei care ne-ați trimis diverse sugestii și diverse solicitări în zona de parcuri sau de amenajări de terenuri ample, terenuri baze sportive. Toate acestea vor fi prioritizate în funcție de studiile la care lucrăm în aceste luni. Prima parte a anului 2021, de fapt până spre toamnă, va fi dedicată rezolvării acestor probleme de hârțogăraie. Bun, vreau să mai spun câteva cuvinte despre cartoful fierbinte al acestei săptămâni din punct de vedere politic, mai ales la nivel guvernamental. Demiterea Ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, și a Secretarului de Stat, Andreea Moldovan. Am spus-o și public, consider că sunt câteva greșeli, dincolo de erorile și de presiunea la care a fost supus Vlad Voiculescu și de eventuale erori care îi se pot imputa, mai ales pe linie de comunicare. Cred că e foarte important de subliniat că felul în care a fost făcută această demitere n-are nicio treabă cu tumele și cu mecanismele unei coaliții funcționale. Această demitere făcută pur și simplu ca un gest de forță, fără nicio consultare, fără nicio evaluare, fără alte discuții preliminare în coaliție, este o greșeală, este un gest paradoxal, un gest de slăbiciune. Când vrei să pari puternic, faci astfel de greșeli fără să oferi dialog și fără să oferi argumente. Dincolo de demiterea ministrului, care din punct de vedere legal, constituțional, este atributul primului ministru, dar din punct de vedere al coaliției nu se face așa. Dincolo de asta, mai tristă mi se pare atitudinea și felul în care a fost tratată Andreea Moldovan, care este un profesionist în domeniul ei, în domeniul epidemiologiei. Este unul dintre oamenii care nu s-au sfiat să spună lucrurilor pe nume cu privire la evoluția pandemiei, cu privire la măsurile necesare, la felul în care se calculează rata de incidență și toate aceste lucruri. Și nu pot să nu remarc contrastul pe care specialistul Andreea Moldovan l-a avut față de pozițiile primului ministru. Când ai un factor politic care își permite să anunțe relaxări de la o dată arbitrară, de la 1 iunie, fără să te bazezi pe prognoze, fără să te bazezi pe cifre, fără să te bazezi pe o analiză a specialiștilor, ci doar ca urmare a unei presiuni publice pusă, poate cel mai puțin pe tine ca prim-ministru, cât direct pe ministrul sănătății și pe secretarii de stat, când ești ca prim-ministru să nu susții poziția responsabilă și cedezi acestor presiuni publice, anunțând o relaxare pe care nu și-o asuma nimeni din punct de vedere medical, asta în condițiile în care avem spitalele pline, în condițiile în care avem număr record de pacienți în stare gravă și secțiile ATI nu mai fac față, este un gest de irresponsabilitate și de lașitate, am putea să-i spunem. Din acest motiv am spus-o și public, consider că Florin Câțu, oricât de bun ar fi între cifre și bugete și pe parte de finanțe, pe atât de slab a fost ca premier în ultimele săptămâni. Bun, tot rău spre bine, o așteptăm pe Andreea Moldovan la Brașov. Lupta cu pandemia nu s-a terminat, chiar dacă premierul anunță relaxări din pixul premierului. Avem în continuare nevoie de specialiști și de oameni implicați și mă bucur din acest punct de vedere că o vom avea pe Andreea Moldovan la Brașov, o așteptăm alături de noi. Cel de-al treilea subiect este un subiect poate mai puțin vizibil în afară, dar este ultima bornă dintr-un proces îndelungat pe care foarte mulți dintre voi l-ați așteptat și ni l-ați cerut. Gestul de responsabilitate din partea noii clase politice, mă refer aici la cei care își asumă reformele și mersul calea europeană,
a României. USR și Plus, proces de fuziune demarat în urmă cu 2 ani de zile, mai bine de 2 ani de zile, și iată că s-a finalizat astăzi. A existat decizia instanței în acest sens, prin urmare și din punct de vedere formal, USR și Plus sunt un singur partid. Sunt foarte multe gânduri pe care le-am împărțit cu colegii din USR și Plus. Astăzi foarte multe gânduri legate de misiunea noastră, de calea pe care ne-am asumat în momentul în care am intrat în politică și de gândul că împreună suntem mai puternici. Și suntem mai puternici în primul rând pentru că electoratul ne-a cerut asta, ne-a cerut această fuziune. Și cred că felul în care există soliditatea aceasta în coaliție și la toate nivelurile, și la nivel guvernamental, și la nivel local, și la nivel parlamentar, este semnul că fuziunea aceasta chiar funcționează. Asta cu toate că ultima săptămână a marcat o încercare de manipulare și mai multe săgeți trimise în presă, cum că ar fi probleme în coaliție, cum că unii sau alții și-ar dori ruperea ei. Nu este adevărat. Mă bucur că în finalul unei astfel de săptămâni vine și decizia instanței, astfel încât de azi înainte suntem și mai puternici, inclusiv din punct de vedere formal. Acestea sunt cele trei teme, le reiau încă o dată. Bugetul a trecut și prin dezbaterea publică. Vă mulțumesc tuturor pentru sugestii și veți primi individual răspuns celor care ați trimis aceste sugestii într-o formă oficială, prin formularul de pe site. Dacă doriți să aruncați un ochi, buget2021.brasovcity.ro, găsiți propunerea. Va fi actualizată această propunere la începutul săptămânii viitoare, pentru că o parte dintre sugestii au fost preluate în buget. De asemenea, o sugestie preluată din consultări se referă la ghidul pe cultură, pe proiecte culturale. Partea de cofinanțare, de aport propriu al ONG-urilor și al artiștilor, scade de la 25% la 10%, prin urmare finanțarea de la buget local va fi în proporție de 90% și nu de 75%, cum a fost anunțat inițial. Bun, subiectul 1 cu bugetul, v-am spus și de ce trebuie să avem răbdare, mai ales când vorbim de proiecte noi și proiecte mari. Au nevoie de studii de fezabilitate și studii de oportunitate, altfel ele nu pot să fie prinse pe lista de investiții. Toate aceste studii, chiar dacă în mentalul colectiv sunt privite de multe ori ca risipă de bani sau cheltuială inutilă, ele nu sunt deloc așa. Făcute așa cum trebuie, ele sunt exact baza unor decizii corecte. Lăsând la o parte că sunt un pas impus de lege. Cel de al doilea subiect legat de slăbiciunile premierului Câțu și de gesturile politice din ultima săptămână. Iar al treilea subiect, așa cum am spus de azi înainte, USR și Plus sunt un singur partid, un partid care comunică și care este foarte aproape de ceea ce înseamnă un dialog real cu electoratul, chiar dacă asta înseamnă de foarte multe ori și critici și un dialog care nu e neapărat calm întotdeauna. Dar la final, dacă ne uităm de unde am pornit, dacă ne uităm la cum arăta societatea în 2012, când ieșeam în stradă exasperați de distanța dintre politic și societate și de faptul că noi, cei simpli, nu simțeam că primim nimic, nu câștigăm nimic de pe urma politicii, dimpotrivă. Dacă ne uităm la lipsa de speranță și deznădejdea și tot ceea ce a reprezentat momentul colectiv, cred că la doar câțiva ani de atunci, mai puțin de o decadă, iată că lucrurile arată altfel în politica românească. Există reprezentare și la nivel guvernamental, și la nivel parlamentar, și la nivel local. Depinde doar de noi ca în mai puțin de 4 ani, în 3 ani de zile, să putem avea un bilanț în fața electoratului și să venim cu fruntea sus că mare parte din promisiunile făcute au fost duse la îndeplinire. La nivel local, în Brașov, pentru asta ne luptăm
Și la nivel local sunt foarte optimist că vom reuși să bifăm foarte multe dintre lucrurile de care Brașov are nevoie și pe care brașovenii le cer. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aproape de ceea ce facem, de politică, pentru toate mesajele trimise. Vă doresc un weekend plăcut. Ne revedem săptămâna viitoare, săptămâna importantă din prisma aprobării bugetului și din prisma ședinței de Consiliu Local de pe data de 22 aprilie, joi. Numai bine tuturor, weekend plăcut!